Noi ne bucurăm că întrunirea noastră a fost onorată de Părintele Ilarion, care ne-a spus câteva cuvinte foarte dense, nu multe, dar dense și venite de la inimă către inimă. Cuvinte care, desigur, că se înscriu și conturează coordonatele acestei întâlniri, pornite așa cum a pornit ea din prima zi de ieri și sperăm până la sfârșit. Bine, sigur, este așa cum spunea Părintele, că eroia trebuie să fie fiecare dintre noi. Pe de altă parte, putem spune despre noi înșine, cei așa care ne considerăm mai degrabă laici, că nu prea suntem și că, da, măcar de ne-am găsit modelele și măcar de am dorit să le urmăm. S-a vorbit în special de românism și de eroismul românesc, dar eroismul autentic, ne-a spus Părintele, este cel pus în slujba crucii și cel inspirat de Hristos, eroul prin excelență. La foarte mult eroism provoacă orice sistem totalitar. Deci, dacă ne întrebăm, putem noi fi eroi, uite, în lumea asta postmodernă, în secolul 20-21, bine, poate că nimeni nu vrea să fie erou, pentru că la un moment dat eroismul doare fizic, adică ne va scoate din comoditate, dar atunci când vine tăvăluul istoriei peste noi, un tăvălug care vrea să ne transforme din oameni în neoameni și societatea pe care o avem, societatea omenească, vrea să o transformă într-o lume a iadului, atunci sigur că mulți dintre noi simțim nevoia să reacționăm, să ne opunem răului, să ne opunem distrugerii demnității umane, adică distrugerii chipului lui Hristos din fiecare dintre noi și din obștea noastră comunitară, și acesta este deja un gest eroic. Și acum ne apropiem un pic de tema filmului de astăzi. Nu o să mai vorbim doar despre eroismul și patriotismul românesc, ci o să gândim un pic panortodox, deci la nivelul întregii ortodoxii, pentru că doar așa ne putem salva într-o lume în care ideea națională este importantă, dar nu trebuie să fie o idee limitativă, ci o idee care să ne îndemne la spiritul de frățietate cu celelalte țări ortodoxe care trec prin aceeași sau au trecut prin aceleași tipuri de suferințe și sunt animate de aceleași modele umane creștine, chiar dacă în anumite perioade istorice, uite, puterile vrăjmașe ne fac să nu fim foarte apropiați, să nu colaborăm, să nu ne aliem foarte tare. Vom vorbi despre filmul Căința al lui Tenghiza Bulaţe, este unul din marile nume ale cinematografiei georgiene. Georgia e o țară caucaziană, ca și Armenia, este unul din primele state creștine de 2000 de ani și, deci, cu biserici creștine de 2000 de ani și cu o cruce înaltă, construită acum 2000 de ani și care rezistă până astăzi. Deci este un stat care, o țară muzeu, o țară care își cultivă foarte intens și viu și patriotic memoria aceea de acum 2000 de ani. Niciunui georgian nu este rușine de istoria națională. Orice georgian, de la om simplu până la intelectual, până la director de muzeu, până la director de festival, dansează cu pricepere și cu mândrie toate dansurile naționale la întruniri mondene. Chiar am fost la un festival, la festivalul Caisa de Aur, festival internațional de film. Avem și noi festivaluri de film la București, așa, mă rog, se beau câteva pahare legate de petrecerile mondene, muzica este aia occidentală. Ei, nu, în Georgia muzica este cea națională și după un banchet frumos la care am participat și foarte bogat, dat în aer liber la o casă de asta tradițională, l-am văzut pe directorul festivalului, Haciatrian îl cheamă, e un regizor important al lor, un om la 60 și ceva de ani, a început să danseze ca un balerin pe dansurile, deci era ca o pasăre în rotație. Deci toate dansurile georgiene au ceva din zborul păsării. Apropo de dans popular,
ale noastre mai degrabă sunt telurice, bine, sigur că mai avem și ciocârlia, dar dansurile tind spre înălțime. Toată această frumusețe și această spiritualitate a tradiției populare, georgenii o trăiesc cu mândrie și cu multă sinceritate și astăzi și vezi și în Occident, când aparpele a fost la un moment dat un festival al cântului ortodox la Iași, acum vreo 3 ani. Ei, trupele georgiene au fost cele mai aclamate pentru că se vedeau și un maxim de profesionalism și o ardoare cuceritoare cu care dansează, cu care trăiesc, adică le vezi bucuria curgându-le prin ochi și copleșind întreg publicul. Tot publicul se simte îndrăgostit de acel fluid de lumină și de căldură care se revarsă din ei. Ăsta e adevăratul patriotism care te face să simți că nu mor sau că moartea nu există. Nu știu, să sperăm că vom regăsi și la noi, dar uneori avem de învățat și de la alte popoare. Bun, acest popor foarte vechi și puternic spiritualizat, care sunt georgienii, bine, armenii sunt cam la fel, sunt foarte vii în cultură și în cultura contemporană inclusiv. Au fost capitala Tbilisi, a fost numită, fără ca ei să știe de ceva legat de București, Micul Paris. Ei sunt foarte încântați că Tbilisi este Micul Paris, așa se numea de la 1800 și ceva. Și într-adevăr îl simți că vibrează de artă și de artă modernă și de artă clasică, toate se îmbină foarte armonios și frumos. Sunt oameni de o mare deschidere, dar și de un mare conservatorism în sensul bun al cuvântului, niciodată în sensul rigid. Sunt oameni foarte primitori, foarte calzi, care te citesc ca bătrânii aia de odinioară, care te întreabă ce vânt te-a adus pe aici, ce faci aici, ce fac să te simți foarte bine, ca acasă. Tot timpul ciocnesc cu tine un pahar de ceva, tot timpul te fac să te simți așa cum ești tu, nu-ți impun nimic. Și au acest spirit ancestral și de frățietate pe care la noi, în anumite enclave le-am întâlnit. Uite, în unele enclave monahale, în unele grupuri de prieteni, dar parcă nu chiar peste tot. Ei, acest spirit mai este și georgian și datorită limbii și al culturii oarecum izolate, l-am simțit de când am fost acolo, că i-am vizitat, neglobalizabil. Românii, de pildă, au tendința asta foarte păcuboasă de a copia, de a copia până își pierd identitatea. Ei, nu vezi așa ceva la alte popoare creștine. Nici la greci, nici la ruși, nici la sârbi, poate mai puțin la georgieni. Deci îi apără o cultură mult mai conservatoare, mult mai mândră de propriile rădăcini, mult mai convinsă că acele rădăcini și acea coloană vertebrală le dă tot ce au ei nevoie pentru a se hrăni spiritual, pentru existența spirituală de zi cu zi. Deci un fel de suficiență sie și în sensul bun al cuvântului, pe care la noi românii văd că nu prea mai au, pentru că tot pleacă și tot pleacă și nu-i mai ține nimic pe aici și este foarte trist lucrul acesta. Bun, asta este așa o introducere în această temă foarte vastă a opoziției față de dictatură. Mi s-a părut că nu se poate să avem un ciclu de film creștin și patriotic, având în vedere toate provocările dictatoriale și amenințările dictatoriale care vin peste noi, în special din perioada pandemică, nu se poate să nu organizăm acest ciclu fără un film lecție despre opoziția față de dictatură, care este căința lui Tenghiza Bulață, față de opoziția în fața oricărei dictaturi. Sigur că filmul are ca pretext dictatura stalinistă. Filmul s-a născut, probabil că știți cei care sunteți cam de vârsta mea, probabil că l-ați văzut în tinerețe, a apărut în perioada de relaxare gorbaciovistă, când deja se putea vorbi deschis despre crimele stalinismului, chiar dacă exista încă mult conservatorism în societate, ca și la noi în perioadele de tranziție, erau mulți care s-au hrănit și care au profitat din acel sistem foarte corupt, dar încă deja se putea vorbi liber. De această perioadă de libertate profită Tenghiza Bulace pentru a-și realiza ultimul film al trilogiei închinate
dictaturii închinate tiranii, format din filmele Ruga, Copacul Dorinței și iată filmul testamentar Căința, care desigur a fost filmul care a cunoscut și cea mai mare notorietate internațională. Desigur că și din motive politice, adică tot Occidentul jubila că în sfârșit făceau și se făcea și în URSS, deci Georgia ținea de URSS, era Republica Socialistă, Sovietică Socialistă Gruzină atunci. Așa, deci că chiar din sânul acestui Imperiu Sovietic apărea un film de imensă percutanță care demasca ororile regimului și o făcea la modul briliant. Însă filmul este construit într-o așa manieră din punct de vedere estetic, simbolic, încât vedem că vorbește practic de orice dictatură. Modelul personajului principal, bine, personajul principal, poate vă aduceți aminte, este un primar al unui oraș de provincie din Georgia sau Gruzia sau Iviria, cum își spune înșiși, un primar cu apucături staliniste. Sigur că metafora este clară, deci el chiar aduce aluziv foarte clar a personalitatea lui Stalin. Dacă e să ne uităm însă mai atent la portret, tipul de ochelari cu, mă rog, de tipul pensne și, mă rog, anumite gestică, au observat specialiștii la proprie mai mult de mâna dreaptă a lui Stalin, care era la vrem Tiberia. Se știe, era șeful poliției politice, șeful KGB, și se consideră că este unul din mari tirani concreți, inițiatori de măceluri, și Stalin și Beria, ambii sunt și ei gruzini. Deci, atenție, mișcarea de revoltă a fost una din cele mai puternice mișcări de revoltă împotriva gulagurilor sovietice, s-a născut în Georgia și știm acel film Evadarea din gulag al lui Chaghua Mirejibi, deci lansat acum câțiva ani și la noi. Iarăși este un film mărturie despre revoltele împotriva lagărilor care s-au născut în Georgia. Deci în Georgia a apărut tiranul, din Georgia apare și lupta împotriva tiraniei. Este foarte interesant acest ciclu circular al istoriei, al cauzei și efectului. Bun, deci avem Stalin, avem Lavrenti Beria, care, bine, Stalin era personajul și de fațadă care se vedea din exterior, un personaj care niciodată nu-și arăta emoții puternice, niciodată nu țipa, era un personaj care părea foarte calm, echilibrat, prietenos, dar tot timpul duplicitar, niciodată nu știa ce e în spatele lui. Vom vedea această tipologie în personajul nostru. Beria pentru cei care cunosc mai bine, dar tiradele dictatorului din film la un moment dat ajung la acutele spasmodice ale lui Hitler. Se știe că Hitler țipa, deci avea niște reacții aproape epileptice pe scenă deschisă. Le avem în anumite momente aici, este un recital actoricesc extraordinar al personajului principal, nu vă mai spun numele, oricum nu o să le rețineți. De asemenea, alții specialiști în istoria secolului 20 au observat tunica lui Mussolini și ea prezentă aici. Deci să nu identificăm răul cu Imperiul Sovietic, cu Imperiul Comunist, cu Imperiul Hitlerist sau nazist. Extremele sunt aceleași și în momentul când ți se impune să nu fii om, să îți lepezi chipul uman, deja este dictatura personificată, chiar dacă acum va fi, uite, ne amenință dictaturii de tipul digital, le avem, ne bat la ușă din toate părțile, ni se propun fel de fel de variante aberante de a ne lepăda caracterul și chipul nostru uman, relațiile dintre oameni, cele normale, până și să renunțăm la mâncarea normală, să renunțăm la modul obișnuit de a trăi, de a ne construi familiile și așa mai departe. Toate acestea sunt, desigur, puseuri ale dictaturii care ne testează terenul. Dacă suntem neutri și pasivi, se poate institui. Dacă ne arătăm că vrem să ne păstrăm chipul uman, atunci avem șanse să supraviețuim și răul se îndepărtează treptat. În filmul de față,
Bine, povestea este destul de lungă, foarte bine construită narrativ, sunt mai multe cercuri concentrice ale poveștii, mai multe linii simbolice. Povestea concretă a filmului începe în momentul morții personajului principal al acestui dictator și iarăși vom vedea că sunt anumite clișee care ne amintesc de momentul morții lui Stalin, iarăși a fost un doliu sincer, un doliu național, plângeau milioane de oameni care crezuseră în mitul foarte bine construit de presa vremii a unui mare erou civilizator. Atenție, vedeți, eroul și falsul erou, de vreme ce se compromite mitul eroului cu cultul personalității vicioase, decăzute, paranoice, atunci să nu ne mirăm că apare în societate antieroul și în cultură antieroul. Păi v-ați bătut joc de eroi și, într-adevăr, personalitățile găunoase ale istoriei au compromis mitul eroului. Oamenii în felul ăsta nu mai cred în eroi, deci să nu plângem că, uite, literatura și cinematograful cultivă în general modelul antieroului. Deci avem o cauză obiectivă pentru aceasta, din păcate. Bun, deci povestea începe în momentul morții dictatorului din film, moment întâmpinat cu o plângere generală, într-adevăr, în orașul respectiv. O singură persoană nu plânge, este o femeie umilă, o cofetăreasă care și câștigă existența din facerea de torturi, pe care toate torturile au câte o bisericuță de cremă de zahăr ars deasupra, ca, mă rog, care se va mânca și ea. Ea își amintește că l-a cunoscut pe acest dictator încă de pe când era fetiță și începe povestea de rememorare a filmului sau flashback, cum se numește în naratologie, de întoarcere în trecut. Și vedem povestea vieții acestei femei în perioada de ascensiune a dictatorului, care ne amintește foarte tare perioada ascensiunii staliniste în Rusia sovietică sau perioada obsedantului deceniu din România al anilor 50, perioada când poliția politică era în floare și când persecutați erau intelectualii autentici, cei care apărau valorile tradiției, cei care apărau cultura identitară și biserica. Această fetiță era fiica unei familii de pictori. Mai precis, tatăl ei era un pictor, are și un nume, Sandro Baratelli, care ne amintește fonetic de Sandro Botticelli și rezonanțele sunt tot pe acolo, deci o imagine a angelicului, a idealului luminos în pictură, cam acesta este modul în care pictează Sandro Baratelli. De asemenea, Sandro Baratelli apără o biserică, o biserică principală a orașului, un monument de arhitectură foarte vechi, pe care dictatorul nostru vrea, desigur, să o dărâme. O să vedeți niște scene suprarealiste, aproape suprarealiste, dar din păcate foarte reale, în care sălii, încăperi din această biserică sunt transformate în laborator de cercetare. Sigur că trebuie să promovăm știința, sigur că trebuie să dăm la o parte obscurantismul, deci religia ține de obscurantism și laboratorul de științe din biserică este alcătuit din niște stații de transformatoare de înaltă tensiune, din cauza cărora pereții încetând tremure, freștele să se crape, câțiva intelectuali ai orașului în frunte cu Sandro Baratelli se opun acestei intruziuni în biserică. Auzim un foarte interesant discurs, un citat din discursurile finale ale lui Albert Einstein, rostit în film de personajul principal, discurs care ne amintește de relația dintre știință și religie și de faptul că nu poate exista știința fără Dumnezeu, că o știință fără Dumnezeu este moartă, se anulează pe sine. Ei, toți intelectualii care merg în audiență la dictator
sunt întâmpinați cu zâmbetul pe buze, cu acea strângere de mână tovărășească prin care sunt asigurați că totul va fi bine, dar de fapt asta înseamnă exact contrarul, totul va fi prost, toți ajung treptat la pușcărie și în ceea ce înseamnă lagăre de tortură în care sunt puși, să inventeze că sunt autorii unor conspirații mondiale, că și-au propus să construiască alianțe fantasmagorice cu puteri străine. Deci sunt momente care ne amintesc de istoriile noastre cele mai tragice din gulagurile românești, din gulagurile sovietice și toate lucrurile astea într-adevăr s-au întâmplat. Ei, cam acesta este genul de poveste care este povestită, care este narată în film, codurile de povestire nu sunt în totalitate cele realiste istorice și regizorul a avut prin asta marea inspirație de a generaliza prin faptul că apelează adesea la simbol, la parabolă, la elemente suprarealiste, el reușește să depășească linia istorică concretă. Deci nu avem un film doar despre stalinism, chiar dacă stalinismul este pretextul și toți rușii sau cetățenii sovietici s-au recunoscut acolo. Este un film despre orice dictatură, pentru că orice dictatură impune aceleași coduri ale dezumanizării. Deci probabil că și dictaturile din antichitate, când creștinii erau dați la lei, aveau aceleași coduri. Leapădă-te de normalitate, leapădă-te de credința ta, renunță la ceea ce ești, vino în slujba mea și îți va fi bine. Și nu-ți va fi bine, uite cum a spus și părintele, contează foarte mult cu cine te aliezi. Te aliezi cu dracul, nu mai treci nicio punte. Deci asta e unul din proverbele noastre păguboase. Nu trecem puntea înspre cer dacă ne aliem cu cine nu trebuie. Filmul a primit un număr imens de premii și în Rusia sovietică și internaționale. Din păcate, filmul este exploatat prea mult în direcție politică de către politologi, în special și de către istoriografia de film occidentală, considerându-l doar un film incriminatoriu împotriva regimului stalinist. Nu, puterea de generalizare și anvergura mesajului acestui film este mult mai mare. Dacă era un film doar despre perioada gorbaciovistă, doar despre stalinismul, am rămânea îngropat, adică era un film strict istoric și nu ne-am mai regăsit astăzi în el. O să vedeți că ne regăsim, simțim, suntem, vedem că ceea ce se întâmplă acolo se poate întâmpla oricând. Asta înseamnă că nu vedem un film despre o perioadă istorică revolută, ci un film care vorbește pe coordonatele veșniciei, ale veșniciei din om. Vom vedea la un moment dat spre final, când filmul se încarcă tot mai mult de simbol, că acest personaj al dictatorului se apropie tot mai mult de imaginea demonului. Spre finalul filmului vom vedea la un moment dat acest personaj pe jumătate cufundat în întunerică, cum mănâncă un pește crud, cu mâini murdare, jupoaie pielea unui pește crud și îl mănâncă, sugerându-ne tot așa pe căi simbolice, subliminale, părtășia la rău, adică la trădarea lui Hristos. Este și Cristul, este și Anticrist, este simbolul peștelui. Veți vedea există o lege a dubletelor în cinema. Vom vedea, deci există personajul principal, dictatorul, dar și fiul dictatorului e interpretat de același actor, care repetă aceleași coduri ale răului. Deci filmul ne mai spune că ceea ce este valabil și la noi, răul nu se termină cu o generație, răul naște pui, din păcate. Și dacă dictatorul a fost un personaj, hai să zicem, colosal prin anvergură, a doua generație este generația compromisului, generația celor care au profitat de realizările dictatorului. În aparență sunt o generație pașnică și benignă, dar sunt mai răi
în esență decât generația inițială, pentru că nu scap de ei, pentru că s-au obișnuit să facă același compromis și vor lupta pe viață și pe moarte pentru păstrarea privilegiilor lor. Bun, filmul este foarte complex, veți vedea, cu toate că povestea este foarte simplă, adică avem tendința să-l asemănăm într-un fel pe Abuladze cu Andrei Tarkovski pentru accesul la sacru, dar dacă la Tarkovski codificările sunt mai dificile și vom vedea, uite, mâine vom avea Andrei Rubleau, vom discuta și despre asta, aici în aparență este clar, adică binele e bine, răul este rău, dar veți vedea totuși câte nuanțe, câte vibrații diferite au toate aceste elemente ale binelui și ale răului. Revolta împotriva acestui rău, care este un rău peste tot orașul, peste toată țara, îl simțim ca pe un rău planetar, reușește să-și o asume până la urmă abia a treia generație, generația necoruptă, nepotul, deci fiul fiului dictatorului, care este primul care înțelege dimensiunea răului făcută de bunicul său. Din păcate, el nu reușește să depășească altfel decât prin sinucidere această revelație amară a răutății propriilor sale rădăcini, dar acea sinucidere este declicul care îi trezește toată familia amorțită în păcat, amuțită în repetarea unor profitorismului față profitării de niște privilegii nemeritate. Veți vedea mult angelic și mult demonic în acest film, tocmai dacă la Tarkovski e mai greu de deslușit uneori raportul dintre angelic și demonic, de obicei sunt culori intermediare, aici este foarte mult angelic, uite cum este Sandro Baratelli, Sandro Botticelli, deci sunt imaginile binelui, luptătorii binelui și mult demonic, deci legiunile întunecate, legiunile poliției politice, care încearcă să aducă răul în cetate. Veți vedea niște coduri vestimentare foarte tranșante, care tocmai generalizează. Comisarii poliției politice sunt îmbrăcați în armuri medievale, o să vedeți deodată în, să zicem, citadine, intră câțiva cavaleri medievali în negru, care urează persiflant pace casei acesteia. Deci este cuvântul lui Hristos răstălmăcit, Hrist și Antichrist. Și vom vedea că cum toți acești slujitori al lui Antichrist încearcă să răstălmăcească tot timpul cuvântul evanghelic, deci imaginea lui Hristos, tot ce ține de Hristos încearcă să fie întors invers. Dictatorul, de pildă, se confruntă cu Sandro Baratelli, care este un geniu, un geniu al artelor, un geniu pur, un geniu al luminos. Desigur că apare invidia și vedem niște momente când și dictatorul ține să ne arate că el este un dictator luminat. El recită sonete din Shakespeare și recită bine. El dansează dansuri naționale, tocmai vorbeam de marele cultuzin pentru dansul național, afișează costume naționale, cântă din arii din operă și toate, pe toate le face bine și foarte bine. Este un dictator talentat, deci el are în spate modelul marilor tirani, chinezi, tirani în sensul original al cuvântului, despoți, adică împărați absoluți. Deci model care în istorie includea erudiția. Sigur că în cazul de față este o falsă erudiție, pentru că totul este falsificat și este bazat pe impostură, pe a mima binele, pe a mima valorile autentice și pe dorința de fapt de putere absolută, și aici desigur că simțim și imaginea lui Stalin,
în primul rând, dar și imaginea altor dictatori, cum am spus, Hitler și alții dictatori ai istoriei. Cred că fiecare stat care a trecut printr-un regim dictatorial și, și statele din America de Sud și din Africa își pot regăsi imaginile dictatorilor din pricina cărora au suferit ei. Tot acest raport dintre bine și rău îl veți vedea înscris în cheie biblică, în cheie evanghelică, de aceea filmul a fost destul de greu de citit, de înțeles, de decodificat pe alocuri de către spectatorii sovietici ai anilor 80, care erau, nu aveau deloc cultură evanghelică. Sunt și unele elemente care oarecum prin felul ăsta au reușit să treacă și de cenzură, tocmai pentru că nici cenzorii nu aveau destulă cultură creștină și evanghelică și lucrurile au supraviețuit. Ne rămâne memorabil ultima replică a filmului, când o bătrână cerșetoare trece pe lângă, o vede pe cofetăreasa noastră, cea care a avut de suportat toate tragismele istoriei, și ne întreabă unde duce strada aceasta. Strada aceasta purta chiar numele dictatorului. Ea întreabă, duce către biserică? Nu, strada asta e strada dictatorului nostru, nu duce la nicio biserică. Ce rost are atunci o stradă care nu duce la o biserică? Replica aceasta este rostită de un personaj episodic, dar este una din marile actrițe ale Georgiei, Verikoan Jafaridze o cheamă, este o actriță care are 86 de ani în film, cred că este ultimul ei rol, o să vedeți, este una din vedetele debutate în filmul mut, care a trecut prin toată istoria cinematografului și a teatrului de la începutul secolului 20 până la sfârșit. Eu am scris, am făcut o analiză destul de amplă a acestui film de curând, într-o, bine, cronică extinsă, deci o analiză care urmează să apară în revista Martiria a Arhiepiscopiei Râmnicului într-o lună sau două, deci în numărul proxim care urmează să apară, deci dacă cumva aveți posibilitatea să ajungeți la revista respectivă, va apare la Râmnic, deci o puteți citi. La un moment dat, poate că ea va fi, dacă îmi va da voie Arhiepiscopia, de obicei îmi dă voie, o voi posta și pe blogul meu la un moment dat, după ce apare întâi în revistă, atunci o veți putea accesa și pe blog. Căința e unul dintre acele filme despre care se poate scrie lejer o carte, o carte groasă și de 200 de pagini. La fel cum e filmul Andrei Rublio, la fel cum este filmul Oglinda, există cărți scrise doar despre filmul Oglinda lui Andrei Tarkovski, scrise de specialiștii occidentali, deci încă de la început, de imediat după moartea lui Tarkovski, deci e o englezoaică, a scris o carte de referință numai despre filmul Oglinda și încă nu l-a epuizat deloc. Adică sunt filme foarte dens scrise, foarte bine scrise, veți vedea o imagine de mare calitate, dar iarăși legată de simbol. Văd că avem și copii mici în sală, copiii mici nu vor obosi, câte filmul durează 2 ore și jumătate și e un film greu, adică nu știu dacă e un film potrivit pentru copii mici, să vedem, ești cu mama, ești cu tata? Aha, bine, dacă la un moment dat... O bucățică de film, da, deci celelalte filme sunt, oricum, sunt de văzut cu toate, filmele lui Nicolae Marginanu sunt 12+. Deci nu, sunt filme care sunt foarte, ca să zicem, epurate de coduri bure. Acesta este un film, ca să zicem, 14+, adică poate fi urmărit, dar de cineva care se poate concentra măcar jumătate de oră și care să aibă deja acces la simbol ca să poată să înțeleagă, adică 14-15+, deci nu este vorba de scene de coșmar sau așa ceva, ci pur și simplu de capacitatea copiilor de a înțelege. Pentru că e mult suprarealism, de pildă la un moment dat, să vă spun încă de... georgenii trăiesc până și astăzi, pentru ei legea pământului este foarte importantă. Și una din ideile inspiratorii ale filmului este următoarea. Un păcătos
care a făcut păcate, îngrozitoare păcate împotriva firii, nu merită să fie îngropat. Deci a fi îngropat în pământ, în măicuța pământ, ca să spun așa, este un privilegiu. Pământul, dacă păcătosul e prea păcătos, pământul îl va scuipa, nu va suporta pământul să fie întinat de un mare păcătos. De fapt, țineți minte de pildă în Acatistul Sfintei Paraschiva, care nu suporta să fie înmormântată alături de un marinar păcătos, pentru că deja ea simțea mirosuri nocive izvorând din zona acelui păcătos. Deci există un fel de cultură sincretică, foarte profundă, care consideră că pământul simte și el. Pământul nu acceptă orice și este un privilegiu de a fi înmormântat. De fapt, la ruși, una din vorbele de binecuvântare, de după ce a murit cineva, este ca pământul să-ți fie ușor ca puful. Deci simți pământul care te îngroapă, într-adevăr, ca pe o binecuvântare, ca pe o pătură care te acoperă. Ei, în acest film, personajul principal, după ce moare, vedem că este dezgropat, deci că apare, umblă ca un spectru prin oraș care nu le dă pace lui cetățenilor. Într-adevăr, simțim că o stafie încă ne bântuia și pe noi mulți ani după căderea comunismului, simțim că ceva încă vibrează rău în noi, răul nu a fost exorcizat. Ei, ideea asta fie umblătoare, de fapt are în film o explicație concretă. Există cineva care dezgroapă acest cadavru tocmai pentru că persoana respectivă consideră că el nu are dreptul să fie îngropat. Regizorul ne spune, apare o intrigă de tip politist pentru a descoperi cine este făptașul. Bun, asta ține de prima parte a filmului. Regizorul ne povestește de unde i-a venit ideea asta. A fost un fapt real. Faptul real spune așa că a existat un NKVD-ist în Georgia care făcuse niște păcate. Bine, se îndrăgostise de fica unui, de soția unui sătean, pe ăla l-a părât pe false motive ca să ajungă în lagărul de concentrare, i-a distrus viața și a luat-o pe asta de nevastă. Ei, copilul din această căsătorie chinuită se pare că a suferit atât de tare încât după ce a murit tatăl vitreg îl dezgropa tot timpul și îl ducea înapoi la familia lui. Îi lăsa cadavrul să stea în picioare sprijinit de gardul familiei. Un obicei ancestral, într-un fel barbar, dar foarte spiritual, de fapt. Nu merită să zacă creștinești într-un moment creștinesc alături de morții noștri care sunt creștini, pentru că a făcut ceva dincolo de fire. Deci copilul a suferit atât de mult că i s-a luat tatăl și a fost dus pe nedrept la pușcărie de unde nu s-a mai întors, încât făcea acest gest care este greu de calificat. Dacă e moral sau imoral, dacă e creștin sau necreștin, dar mai degrabă este o lege a pământului de natură creștină. Ei, el a preluat acest motiv, l-a introdus în acest film și el construiește intriga. Sunt foarte multe momente de mare emoție în film. Este un moment de pildă, bine, când familia întreagă a fetiței noastre, deci familia pictorului, este încarcerată, este dusă în lagăr fără posibilitatea de a mai lua legătura cu ea, nu, tatăl este dus. Cei care au rămas în libertate își caută, nu le se spunea ca și la noi în aceeași perioadă a Occidentului deceniu, nu li se spunea aparținătorilor locul de detenție, un mod special de a tortura psihologic și restul familiei. Nu știm unde sunt, fără drept de corespondență. Același lucru era și în Georgia și în toată Uniunea Sovietică. Vedem un cortegiu larmoiant de femei sărmane îmbrobodite care așteaptă la un ghișeu micuț cu o firidă micuță, de unde o voce de funcționare le spune dacă se cunoaște sau nu adresa deținutului. Apare o muzică de Arvo Pärt, îl cunoașteți pe celebrul compozitor creștin estonian. Apare amintirea unui celebru poem al Anei Akhmatova, cunoscută scriitoare și poetă rusă și sovietică.
care a trecut printr-o astfel de experiență chinuitoare, fiul ei a fost arestat și era fără drept de corespondență și ea, într-un celebru poem, își povestește statul Golgota la o asemenea coadă de mii de persoane, de ore în șir, persoane zgribulite care așteptau la un ghișeu să li se spună dacă se cunoaște sau nu locul de detenție. Personajul nostru, deci mama cu fetița, nu își află locul de detenție. Un alt mod după aceea de a afla totuși unde este tatăl nostru, tăticul nostru închis în orașul respectiv, care este un oraș portuar, Georgia are câteva porturi la Marea Neagră, este adus un transport de bușteni din Siberia. Existau linii ferate care traversau, treceau prin tot Caucazul, din nordul Rusiei, ajungeau până în Siberia, până la porturile de la mare, deci traversau mii de kilometri. Pe trunchiurile acelor copaci erau inscripționate nume georgien. S-a crezut că, și în film, că deținuții și-au înscris numele lor. E extraordinar, uite, mi s-a spus că într-adevăr te scrie regizorul că astfel de lucru se întâmpla, sigur că era a căuta acul în carul cu fân pentru a descoperi așa ceva. Vedem acolo iarăși un episod extrem de emoționant, prin niște bălți murdare, personajele noastre alargă în stânga, în dreapta pentru a căuta copacul minunat, copacul minune care să le redea măcar identitatea, direcția unde se află tatăl deținut, nu se descoperă nimic. Și, și asta este o filmare reală, într-adevăr, în Georgia anilor 80 și se aduceau astfel de trunchiuri de copaci, nu știm dacă din Siberia, dar se aduceau de departe, deci nu sunt filmări făcute în studio. Vedem o altă femeie că se apropie de un trunchi de copac, o femeie georgiană. Deci georgienii au un stil de a se îmbrăca aristocratic, o să vedeți, pe care l-au păstrat până în anii 80-90. Femeile cu mănuși de dantelă, cu voalete, deci un mod care la noi s-a pierdut. E ținea de începutul secolului 20, ele știu să-l poarte cu demnitate și astăzi. La noi, noi nu prea mai știm să ne îmbrăcăm atât de elegant, ele știu. Deci au ceva, o noblețe în sânge care le permite să se simtă ca acasă în astfel de ținute, simple, sobre și foarte nobile. Veți vedea și personajul principal tot că afișează cu multă demnitate asemenea ținute. Ei, vedem o femeie în vârstă, îmbrăcată foarte elegant, printre băltoace, deci într-o zonă mizeră, cu câțiva cavoni, cum îmbrățișează un trunchi imens, ca pe trupul bărbatului iubit, al bărbatului defunct iubit, deci ceva, o scenă de tipul Pieta, cu căldură, cu murmuri, ne spune după aceea Tenghiza Bula de ce scrisese el pe numele, pe trunchiul respectivului copac, deci actrița era prietenă, era colega lui apropiată, a scris numele soțului actriței respective, care era în viață, dar care și-a intrat atât de bine în rol, încât a creat un rol deosebit de convingător. Deci era numele soțului ei, deși ea a simțit că deja vorbește cu cineva foarte apropiat. Veți vedea multe momente de asemenea emoții copleșitoare, realizate iarăși cu minim de efecte și cu minim de mijloace stilistice, dar cu maxim efect emoțional, care ține iarăși de registrul capodoperei, capodoperei scris cu toate majusculele posibile. Vedeți, este unul din filmele de rămas în toate istoriile cinematografice ale lumii. Filmul durează 2 ore și vreo 20 de minute. Vă urez vizionare plăcută. Nu știu, vreți să mai rămânem după aceea să mai punem întrebări sau sunteți destul de obosiți și mă rog, grăbiți să și ajungem să ajungeți acasă. Deci și cum doriți dumneavoastră, spuneți dacă vreți, eu mă mai pot întoarce să mai dialogăm sau dacă nu. Deci după dorința dumneavoastră. Deci aștept acum dacă sunt persoane care doresc să dialogueze, să știm. Dacă nu, nu. Bun, deci atunci vă urez vizionare plăcută și vă mulțumesc pentru prezență. Aceasta
scara rarului în cinema, bine, ea tratează trei regizori, din care unul este caucazian, nu este pe engliza fundată, deci avem Custurița, Tarkovski, Parajanov, este important regizor caucazian. De ce scara rarului în cinema? Am avut o lucrare de doctorat acum mai mulți ani la UNATC, unde mi-am pus întrebarea care dintre culturile lumii contemporane păstrează memoria raiului în ființa națională și așadar și în cultura contemporană, în produsele culturale. Și am început să analizez, să caut imagini consistente ale paradisului în cinematografia americană, izraeliană, chineză și așa mai departe. Și am văzut că aceste imagini se păstrează în estul Europei și doar în culturile creștine și de tip creștin-ortodox. Și am găsit trei mari regizori, un regizor din Serbia, un regizor important din Rusia și un regizor important din Caucaz, care păstrează consistent imaginea paradisului în film. Și atunci am zis, uite, eu eram din România, nu găsisem în România un regizor chiar ocupat de zona creștină care să creadă în paradis. Erau mai mult obsedați și sunt obsedați sau de realitatea justițiară sau de iad. Dar am zis, uite, dacă eu din România mă orientez un pic către vest, către Serbia, dar totuși o țară ortodoxă, către nord-est, către Rusia și către sud-est, către Caucaz, parcă suntem așa într-un triunghi centrat în România, în care știm că paradisul persistă în cultură prin Brâncuș, prin Nichita Stănescu, prin alte elemente ale culturii de care nu voi vorbi eu acum, despre, prin Ciocârlia, care prin excelență solară, dar și în jurul nostru sunt țări care și mari culturi care simt memoria, păstrează memoria paradisului și înseamnă că la noi, în zona asta, dintre Serbia, Ural și Caucaz, cu Carpații la mijloc, nu este totul, nu este, nu, lucrurile nu sunt pierdute, pariurile nu sunt pierdute, avem de unde renaște. Asta contează foarte mult, asta este un fel de geopolitică culturală pe care am înțeles-o eu scriind și gândind această carte, desigur o geopolitică nu de politic corectă, ci una care provine din și se înscrie pe filoanele noastre bizantine, brâncovenești. Vă recomand să citiți această carte. Deci există aici, poate sunt la un preț mai mic decât la librărie, pentru că avem un preț de eveniment cultural, de lansare. Deci sunt câteva exemplare din fiecare, după aceea, dacă se vând acestea, vom mai alimenta. Din păcate, cartea circulă greu, este o ocazie de a vă apropia de ele, de a le cunoaște mai bine. Și aceasta este miza reală a acestei cărți. Veți înțelege mult mai bine Caucazul și apropierea noastră foarte mare de Caucaz. Avem cam aceleași mituri, adică mituri ca ale meșterului Manole l-am descoperit, puternice în Caucaz și uite, cineastul Serghei Parajanov are un film minunat, Legenda Fortăreței Surani, despre un asemenea mit, deci a realizat filme, atenție, de natură postmodernă și creștine, de mare calitate, bine, de tipul avantgardist. Și Parajanov, ca și Tenghiz Abuladze, veți vedea că știu să folosească mijloacele avangărzii cu măsură, în cheie și în direcție creștină. Adică știu foarte bine să mărturisească adevăruri creștine profunde, umane profunde, folosind și experimentul plastic, folosind, știind să combină și clasicismul cu experimentul, cu modernismul, iar astea împreună deja creează, să zicem, o cheie postmodernă, dar înțeleasă în sens creștin, adică fără să ne păstrăm, să ne pierdem identitatea, ci știind să ne jucăm cu anumite lucruri, cu anumite partituri, tocmai pentru a depăși anumite locuri comune. Bun, deci vă invit să nu ignorați aceste cărți, vă voi prezenta în fiecare zi câte ceva din ele ca să nu vă încarc foarte mult și ca să păstrăm accentul pe filmul despre care vorbim în fiecare seară. Vă urez vizionare plăcută și nu ignorați nici cărțile, numai bine! Mulțumesc!